Astăzi, începând cu ora 13, polițiștii, personalul contractual și pensionarii polițiști merg în fața Ministerului Finanțelor să protesteze. În plus, și medicii de familie se pregătesc să închidă cabinetele pentru cei care vin la consultații cu decontare de la casele de sănătate. Deja doctorii din Cluj și din Mureș au anunțat că din 18 decembrie nu vor mai face programări. Ei susțin că vor asigura doar consultații contra cost, în afara programului, iar consultațiile online sau cele telefonice nu vor mai fi funcționale. Doctorii sunt nemulțumiți, printre altele, că au fost întârzieri la plata serviciilor acordate în luna octombrie și că sistemul informatic al cardului de sănătate nu funcționează în cea mai mare parte a timpului. Un val de nemulțumiri e și în rândul celor de la DSP. Sunt 25 de județe unde activitatea este deja blocată.